întoarcere pe cel care ne-a fost mentor, prieten, coleg și părinte, profesorul Ioana Prudan. În numele conducerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care i-a dedicat cea mai mare parte a vieții sale profesionale, suntem aici ca să depunem mărturie despre prețuirea, stima și aprecierea de care distinsul profesor s-a bucurat în Universitate. Dorim, prin cuvintele noastre, să adresăm un mesaj de recunoștință pentru tot ceea ce a credit în Universitatea noastră și pentru contribuția pe care și-a adus-o la faima și prestigiul acesteia. Pentru că noi suntem ceea ce lăsăm în urma noastră. Pe firul îngust al vieții, cărările oamenilor se intersectează și urmăm în timp aceleași năzuințe, aceleași idealuri. În această perioadă suntem martori ai vieții celuilalt și dacă suntem atenți, putem vorbi despre oamenii alături de care am avut onoarea să construim. Pentru că, în primul rând, domnul profesor a fost un constructor. Un constructor care a avut viziunea creierii unui învățământ interdisciplinar în România într-o perioadă dificilă. Formația de inginer și de economist i-a permis să fie printre fondatorii învățământului de inginerie economică industrială din România, a Consorțiului de Inginerie Economică, a Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști, a Asociației Conducătorilor de Activități de Doctorat în Inginerie și Management din România, a cărui președinte a și fost. Lăsăm în una noastră familia, din carnea și sângele nostru, dacă suntem norocoși, și dânsul a fost norocos, lăsăm copii și nepoți, care ne asigură nemurirea biologică. Dar constructori sunt nu numai cei care construiesc clădiri, sunt cei care construiesc în suflet, în oameni și lasă în urma lor urmași care să le ducă mai departe visul. Atunci când drumurile noastre se întretaie, fiecare întâlnire marchează ambele părți. Dacă urmele lăsate sunt pozitive, sunt daruri pe care ni le facem unii altora. În acest fel construim în mințile și în sufletele celorlalți, îmbogățindu-ne în același timp datorită contactului cu valorile, cu idealurile și ideile lor creative. Astfel, în ceea ce suntem fiecare dintre noi, sunt prezenți toți cei care, în întâlnirile avute cu noi, și-au lăsat o parte din sine, în aceeași măsură în care cei cu care am relaționat, în aceea am lăsat o parte din noi înșine. Aceasta este esența vieții de profesor. Alea să nu întâmplător. Câte generații de studenți și doctoranți, colegi și prieteni nu au învățat și nu au luat cunoaștere de la dânsul. Toți cei pe care i-am cunoscut și au lucrat alături de domnul profesor au fost oameni care i-au acordat întregul respect, dar care au lucrat alături de el cu plăcere. Oameni care știu să prețuiască, oameni plini de putere, de forță de viață, care vor duce proiectele mai departe. 50 de teze de doctorat finalizate, 50 de idei noi și drumuri încununate de succes. Personalitate de o cultură enciclopedică, dânsul a deschis noi drumuri în domeniul inginerie și management, dar căror dezvoltare și-a adus contribuția. A avut curajul abordării unor teme noi și a reprezentat pentru fiecare dintre noi o surpriză, o uimire și o așteptare împlinită. Și dacă este adevărat că moartea este doar o trecere, probabil că domnul profesor ne va aștepta dincolo să ne întrebe noi cum am continuat. Într-o lume tumultoasă aflată într-o continuă schimbare, avem nevoie de tot mai multe repere și de exemple. Și da, ce călătorie minunată a fost viața acestui om. Holograme, umbre și fantoșe sunt ceilalți, vise numai cei care își prefac ideile fapte, dau realitate cuvintelor rostite, trec pe plan existențial conceptele și visările planului ideatic. I-am fost studentă domnului profesor, am fost colegi de catedră și într-un fel l-am urmat după un mandat la Prolectoratul de Management al Universității. N-am să uit niciodată sfaturile pe care le-am primit. Seriozitatea și atenția cu care a căutat pentru mine de fiecare dată răspunsuri atente și potrivite la fiecare întrebare. Chiar și aceste cuvinte pe care la noapte le-am pus împreună pentru această tristă
această împrejurare reprezintă, de fapt, pentru mine ultima lecție și o ultima învățătură pe care domnul profesor mi-o dă. Viața pare atât de mică și de fragilă cât o ții în palme, dar dă-i drumul și vei vedea cât de mare și prețioasă este până la urmă. Ce călătorie minunată a reprezentat această viață. Vă mulțumim, domnule profesor, că ne-a fost alături atâția ani. Viața noastră s-a îmbogățit prin faptul că v-am cunoscut. Acum, când domnul profesor pleacă dintre noi, duce cu dânsul o parte din noi, acea parte a cunoașterii pe care a integrat-o despre noi, dar lasă în noi acea parte din el pe care noi am cunoscut-o și care va rămâne vie atâta timp cât noi mai suntem pe această lume, pentru că nu va fi uitat. Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor.